Când Domnul Isus era pe pământ și sigur avea mulți adversari și oameni care erau împotriva lui, mereu ei cereau dovezi. Când le spunea că este Fiul lui Dumnezeu, când le spunea că a venit din cer, când le spunea că este diferit de ceea ce înseamnă pământul acesta, mereu ei cereau dovezi. Și Domnul spunea: Dovezile sunt aici, doar trebuie să le vedeți. Despre învierea Domnului Isus Hristos sunt foarte multe dovezi. Dar vreau să vă spun că dovezi sunt nu doar cele din afară. Sunt foarte multe, care dovedesc că Domnul Isus este viu. Și una dintre marile dovezi este Biserica lui Isus Hristos. Slavit să fie Domnul. O biserică care a rezistat peste viacuri, o biserică care a crescut atât de mult, așa cum a văzut-o Daniel, piatra aceea care s-a dezlipit dintr-un munte. Și Biblia spune, la rândul ei s-a făcut un munte atât de mare încât a umplut. Tot pământul. Intervenția Domnului Isus Hristos în sânul Bisericii, vindecările care sunt, lucrările care sunt, călăuzirea, protecția, mesajele, toate acestea sunt dovezi și multe altele. Dar, uitându-mă la pasajul acesta din Evanghelia după Matei, unde omului Dumnezeu a vorbit și a transmis mesajul despre modalitatea, despre momentul învierii Domnului Isus, vreau să spun că învierea în sine este o dovadă. În primul rând, în lucrarea aceasta, vedem puterea incontestabilă a lui Dumnezeu, un Dumnezeu puternic, slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu tot puternic. Imaginați-vă că Dumnezeu intervine prin cutremure de pământ. Spuneți-mi, mai este cineva în universul acesta care poate să facă așa ceva? Specialiștii și cercetătorii spun că plăcile tectonice, aranjamentele lor, că în timp. Eu spun altceva. Cu tremurul de pământ, inclusiv, îl coordonează Dumnezeu. Credeți? Credeți că de la Dumnezeu sunt îngăduite acestea? Și crezi că pământul acesta este coordonat de o mână puternică a unui Dumnezeu care este puternic? Slăvit să fie Domnul! Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem intervenția lui Dumnezeu în multe circunstanțe prin cutremurile de pământ. Când oamenii lui Dumnezeu cântau bătuți, așa cu multe lovituri, și la miezul nopții îl lăudau pe Dumnezeu în fapte capitolul 16, și făceau evangelizare pentru cei care erau deținuți, spune Biblia, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. S-au clătinat temeliile temniței, a intervenit Dumnezeu cu putere. Pentru că cel care coordonează și poate să intervină în, mod, în modul acesta este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dovada a tot puterniciei lui Dumnezeu, dovada prezenței lui Dumnezeu este, este o mai puternică dovadă în vieri. Domnul Dumnezeu cu puterea lui era prezent acolo. Ne rugăm din toată inima Dumnezeu să ne dea credință oameni buni. Să credem că Dumnezeul nostru rămâne a tot puternic. Trăim într-o vreme a fricii, a groazei cumva, a frământărilor, a amenințărilor nucleare. Oamenii se tem de ceea ce va veni, tot mai multe amenințări și tot mai prezente și tot mai mult se vorbește despre aceasta. Pentru că Dumnezeu le-a dat înțelepciune oamenilor, omenirii, ca să construiască arme, să poată duce planul lui Dumnezeu la îndeplinire. Pentru că citesc în cuvântul Domnului în 2 Petru, și pământul cu tot ce este pe el, ce va face? Și specialiștii spun că de nu știu câte ori poate fi distrus pământul dacă arsenalele acelea care au fost făcute vor fi declanșate. De fapt, ei și-au pregătit ceea ce vor merita într-o zi. S-au pregătit pentru asta. Ca să împlinească în cuvânt lui Dumnezeu, care spune, pământul cu tot ce este pe el vart. Dumnezeu rămâne tot puternic. El n-a pierdut controlul istoriei, n-a pierdut controlul universului și strigăm în această zi, lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Dacă vă frământați și vă frământă știrile și vă nelinișteți, nu trebuie. Pentru că Domnul este în control la toate. Și Domnul n-a pierdut controlul și nu va-l pierde niciodată. Și spunem glorificat să fie numele Domnului. O altă dovadă, oameni buni, a învierii sau din cadrul învierii este împlinirea cuvintelor și a făgăduințelor Domnului Isus Hristos. Domnul Isus ne spunea mai întâi în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, când pentru prima dată se pare în cezarea lui Filip, Domnul le spune ucenicilor despre faptul că el va muri și va învia. Și vă citesc versetul 21. De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor săi, el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților ce mai de seamă, și din partea cărturilor. Și că are să fie omorât. Și priviți-vă, cu lux de amănunte, a treia zi are să învies. A spus-o Domnul înainte? A spus-o? Slăviți să fie numele Lui. Spunea Domnul în proroci undeva prin Isaia, cine mai făcut proroci ca mine? Ca să anunțe viitorul și ce are să se întâmple. A vorbit Dumnezeu și ceea ce vorbește Dumnezeu se împlinește. A vorbit Isus Hristos și ceea ce a vorbit Isus Hristos a împlinit. A promis că se va, că va învia și este viu în vecii vecilor. Lăudați să vie Domnul! În Matei, în capitolul 26, când Domnul practic, practic se despărțea într-un fel de ucenici, era atât de aproape momentul acela de despărțire, atunci Iisus versetul 31 le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o priză de potignire, că este scris, voi vate păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galilea. Și asta este promisiune, oameni buni. Acestea nu sunt povești, acestea nu sunt uh, lucruri aproximative, nu sunt lucruri generale, acestea sunt lucruri verificabile. Hristos a spus că va învia. Și Hristos a înviat. Măriți să fie numele Lui. Dovadă din cadrul învirerii sunt promisiunile făcute de Domnul Isus. Este cuvântul acesta pe care Domnul are puterea să-l împlinească. În altă parte spunea Domnul, îmi voi da viața și mă voi lua iarăși. Am puterea aceasta. A avut afirmația aceea despre templu și ei au dus în direcția templului din Ierusalim, care era o, o capodoperă, fiind una dintre acuzațiile condamnării sale. Noi am auzit că strică templul și îl reface în trei zile și era vorba de trupul său. Învierea oamenilor în sine are dovezi foarte clare. Hristos a transmis mesajul acesta și duceți-vă și spuneți-le ucenicior că acolo este întâlnirea, după cum v-am spus, toate vi am spus înainte, pentru că toate am știut că se vor împlini. Ce vezi Jeremia? Și Eremia a spus, văd un Vegator, Continuă Dumnezeu să vegheze? Oameni bun, continuă Dumnezeu să vegheze? Credeți lucrul acesta? Credeți că deasupra tuturor există un vegator? Asupra războiului din Gaza sau din Rusia sau a din lumea aceasta, credeți dumneavoastră că există un vegheator? Sunt lucruri neînțelese de noi, dar ascultați-mă bine, Dumnezeu le controlează, Slăviți să fie numele Lui și tot ceea ce a scris Biblia aceasta și tot ceea ce scrie acest cuvânt al Lui Dumnezeu se împlinește, nici o iotă, nici o virgulă nu va lipsi, pentru că a vorbit gura Lui Dumnezeu și noi suntem aceia care să vedem împlinirile cuvântului Lui Dumnezeu și spunem, măriți să fie Domnul! În în sine, oameni buni, dovedește în al treilea rând. Pentru că ea are martori. Martori. Sunt martori ai învierii. Martori ai învierii care au transmis mesajul în Domnul Iisus n-a plecat din lumea noastră. A mai rămas cel puțin 40 de zile să se întâlnească cu frați, să se întâlnească cu ucenici, să se întâlnească cu oameni care, la rândul lor, să transmită mesajul în Martori. Oameni care l-au văzut, oameni care s-au întâlnit cu el, oameni care, care, au avut părtășie cu el, oameni care au auzit cuvintele, oameni care l-au identificat că este Fiul lui Dumnezeu. Și când Toma n-a fost acolo și ucenici au vorbit despre aceasta, a avut ocazia și Toma să-l vadă. Și toate acestea Domnul Iisus le-a făcut pentru un singur scop, ca oamenii aceștia să fie martori a invierii. Că oamenii aceștia să transmită mesajele învierii și când încep să predice și când va veni Duhul Sfânt peste ei să vorbească în mod special despre înviere. Pentru că în centrul lucrării creștine se spunea este învierea lui Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Și mă uit la mesajele lor. Mă uit la mesajul lui Petru din fapte din capitolul 2 și nu pot să nu identific centrul mesajului este învierea Domnului Isus Hristos. El despre aceasta vorbește în mod special. Mesajele lor, oameni buni, erau, erau în centrul lor, aveau această idee, acest concept, această gândire, acest lucru extraordinar, învierea lui Isus Hristos. Și Petru spunea despre învierea aceasta, fiindcă versetul 30 din fapte capitolul 2, Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul domniei, despre învierea lui Isus Hristos a el și a vorbit de el când a zis: „Sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va cădea, nu va vedea putrezirea.” Și versetul 32: „Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martorii lui.” Mări să fie Domnul învierea în sine oameni buni, are caracteristica aceasta, are dovada aceasta, că Dumnezeu a pregătit martori, martori care să vorbească despre învierea lui Isus Hristos. Se că un bolnav la poarta frumoasă în capitolul 3, dacă doar mergem un capitol mai în față și oamenii se miră și oamenii se sperie și oamenii se adună văzând ce s-a întâmplat acolo. Un olog se ridică pentru că era puterea lui Dumnezeu acolo și era prezența lui Isus Hristos. Și Petru când motivează și Petru când vorbește despre ceea ce s-a întâmplat, spunându-le oameni buni, nu vă uitați la noi. Noi nu suntem speciali, noi nu suntem oameni care, care, avem puteri fantastice. Noi suntem oameni ca și voi. Dar nu prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta ca să umble sau să meargă sau să fie vindecat, ci Dumnezeu a trimis pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui, Pita lui Pilat, v-ați lepădat de el, Înaintea lui, măcar că era de să-i dea drumul. Voi v-ați depădat versetul 14 de cel sfânt și neprihănit și ați nu să vi se dăruiască un ucigaș. Și versetul 15: Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a învia din morți. Și noi suntem martorii lui. Mări să fie Domnul. Deci avea Domnul Isus să, să se întâlnească cu ucenicii. Ca să îi facă martor oameni buni, să fie martori ai învierii și să, să transmită mesajul învierii. Și în centrul Evangheliei, și în centrul lucrării, și în centrul, în centrul predicării, dacă vreți, să rămână unul singur, Isus Hristos, și în lui Isus Hristos. Și dacă, în, dacă mergem în, în casa lui Corneliu, în capitolul 10, când Petru este trimis acolo și oamenii aceia trebuie să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, Petru transmite același mesaj și ține aceeași linie în mesajul lui. Și citesc versetul 42. Iisus... Versetul 38. Și cum Dumnezeu a uscut Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus care făcea bine și făcea, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârându-l pe lemn. Și versetul 40. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Învierea în sine, oameni buni, este o dovadă. Este dovada învierii. Pentru că acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Un înger din cer vine, face un cutremur de pământ, se prăvălește piatra. Este o lucrare extraordinară. Morți, ca și niște morți, se spunea în dimineața aceasta, ca cei care au fost paznici ca să păzească mormântul. Ce să păzești mormântul? Pentru că acolo era puterea lui Dumnezeu. Acolo era o putere incontestabilă, lăudat să fie Domnul. Ne rugăm ca acea putere să mai vină peste noi, peste inimile noastre, în biserica noastră, să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne ancorăm în promisiunea Lui Dumnezeu, a Lui Iisus Hristos. Hristos a promis și Hristos s-a ținut de cuvânt. A spus că va învia și a înviat, Aceste este viu în vecii vecilor. Și spunem din toată inima, lăudat să fie numele Lui. Este la dreapta Lui Dumnezeu. Este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Prin Duhul Sfânt este prezent în adunare. Zidește biserica Lui și este cu noi în fiecare zi. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul a îngăduit să fie martori ai învierii. Oameni care să mărturisească că l-au văzut pe Hristos, că au văzut lucrarea dumnezeiască, că au văzut pe Hristosul care a fost înviat și apoi să transmită aceast, acest, această lucrare lumii întregi și să umple tot pământul și încă o dată spun în centrul acestei lucrări să nu fie un om, să nu fie o, o, un sistem religios, indiferent de ce nuanță, în centrul acestei lucrări să rămână un adevăr incontestabil. Domnul Isus este viu, Domnul Isus este viu și este viu în vecii vecilor. Măriți să fie în numele Lui. Aceasta este temelia creștinismului. Aceasta este temelia credinței noastre. Hristos este viu. Hristos a înviat. Hristos rămâne viu de-a pururea. Lăudați să fie în numele Lui. Și învierea are dovezi clare în sine. Pentru că în învierea lui Iisus Hristos ne aduce promisiunea și garanția învierii noastre m -auziți? Ne stăm la masa Domnului. Pentru că ne-a promis Domnul Iisus Hristos ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are și a continuat spunând, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu suntem la cina Domnului ca să îndeplinim o sărbătoare pentecostală. Nu. Suntem la cina Domnului ca să privim dincolo de ceea ce se vede. Cina Domnului ne ia de cer. Cina Domnului ne ia de împărăție. Cina Domnului ne dă garanția învierii. Slăviți să fie Domnul. Am învia Hristos. Vom învia și noi. Vei învia și tu. Vom învia și noi, oameni buni. Acestea nu sunt povești. Acestea este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vorbea Corintenilor, în capitolul 15. Și vreau să citesc poate două sau trei versete din capitolul acesta să vă reamintesc sau o să vă reîmprospătez ce spunea omului Dumnezeu. Versetul 17, 1 Corinteni 15. Și dacă n-am înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Că și dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos cel din tâi, apoi la venirea lui. Cei ce sunt? Cei ce sunt? La Biserica Pentecostală. Da? Nu. Cei ce sunt? A lui Hristos. Cei ce sunt? A lui Hristos. Și vrem să credem că noi toți suntem al lui Hristos. Aparținem lui Hristos. Și în capitolul 4, versetul 16. De asemenea, spunea omului Dumnezeu despre momentul acela extraordinar, însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. Și întâi, vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și puteți să citiți cu voce dar. Și astfel, și astfel, vom fi totdeauna cu Domnul. Asta e credința. Asta e nădejde. Asta e temelia. De aceea am viat Hristos. Slăvi să fie în numele Lui. Frașii și surori, oameni buni, să ne ancorăm în asta, să credem în asta, să fim bazați pe promisiunile Domnului. El nu le va lăsa. Dar încă ceva. Duceți mesajul acesta. Nu-ți fie greu. În centrul discuțiilor dumitale, în centrul convorbirilor, nu doar la Paști, nu doar astăzi, spune întotdeauna Hristos este viu. Hristos este viu. În centrul misiunii noastre, în centrul trăirii noastre, trebuie să existe asta. În centrul trăirii mele, nu la învon, nu doar. În viața mea am asta. Eu sunt un martor al învierii. Eu sunt un alt martor al lucrărilor lui Dumnezeu. Tu ești un martor al minunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut minuni în casa dumitale. Dumnezeu, Dumnezeu a făcut minuni în viața dumitale. Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat cu putere în dreptul dumitale. Și ai multe dovezi prin care să spui, Hristos este viu. Hristos trăiește, Hristos lucrează, Hristos se implică, Hristos mă călăuzește, Hristos nu mă lasă sigur niciodată. Slăviți să fie numele Lui! Și ancorează-te și să ne ancorăm în această promisiune. Domnul se întoarce. Neamurile se frământă, împărățile se clatină, se vor clătina tot mai tare și tot mai mult. Și nu vor găsi multe soluții la problemele lor. Și se vor întreba foarte mulți ce va fi. Pentru voi care vă temeți de numele meu, spune Maleahi, capitolul 3. Vă răsăriți? Vă răsăriți? Soarele neprionirii. Vine Domnul Isus. Vine Domnul Isus. Slăviți să fie numele Lui. Suntem gata? Suntem gata să-l primim? Suntem gata să ne ia la El? Suntem gata să plecăm de pe Pământul acesta? un pământ al slniciei și al durerii, un pământ care devine tot mai nesigur, un pământ al groazei. Miliardarii în lumea acestea își cumpără pământ pe lună, vreau să se mute în lună. Mi-e de ei. Îmi pare rău pentru ei. E merg doar pe lună. Noi vom ajunge în cer. Slăviți să fie Domnul! așa cum cântau tinerii și cântam și noi, vor rămâne stelele observate galaxiile și o ajunge și vom fi împreună cu Domnul. Mărire Domnului! Să ne mărească Domnul credință! Să ne întărească Dumnezeu în credință! Să trăim ca niște oameni care avem cetățenia noastră în cer și să slujim pe Domnul în fiecare zi! și oameni buni, să ne apropiem astăzi de tainele binecuvântate, care, așa cum spuneam, ne leagă de cer, de cina Domnului. Să ne dea Domnul putere în această zi, să fim la îndemâna Domnului, să fim după voia Domnului și apropierea noastră de astăzi să fie pentru mântuirea noastră și Dumnezeu să ne întărească.